Vă salut! Suntem în 25 februarie și deja am început pregătirea terenului pentru a planta varză. Astăzi vreau doar să trec o dată pentru că vreau doar să sparg terenul. Înainte de plantare o să mai trec încă o dată cu freza. Acum doar, cum am spus, vreau să sparg ce-o rămas de la arătură. Nu a fost o iarnă prea rece, nu am avut prea mult îngheț. Ceva ploi, zăpadă prea puțin, a fost o iarnă cam blândă. Se pare că și februarie e destul de blând. N-am avut de unde să știu că o să fie așa, pentru că aș fi fost plantat deja cu varza, dar am mai așteptat după răsad, a fost o idee cam mic. În momentul de față varza e încă în solar, dar constant cu ușile deschise zi-noapte. Nu sunt temperaturi foarte sus noaptea, 5, 8 cu plus. Cam acolo, de o săptămână avem undeva la 3 până în 8 cu plus. Totuși, l-am lăsat puțin la aer, adică să obișnuiască cu clima unde o să vină plantat. Cu toate că nu-i foarte frig și nu arată, pentru următoarele 2 săptămâni, cel puțin aici la noi în zonă, nu arată temperaturi scăzute, o călire nu-i strică, adică măcar 7-10 zile să o ducem într-un loc unde are climă foarte aproape sau chiar exact cu ceea ce o să găsească când o scot afară în câmp. Neavând îngheț, nu o să o acopăr cu agril. Inițial am vrut să pun agril peste ea, dar la temperaturile astea nu-i nevoie decât apă și o fertilizare corectă. O să vă arat imediat cum arată varza. Până atunci vreau să termin aici porțiunea asta prima dată. Iar acolo în spate, după solar, o să plantez undeva la săptămână, 10 zile mai târziu. Asta dacă mă lasă vremea, că din ce am văzut, o să avem niște ploi la început de martie. Inițial eu am vrut să plantez între 10 și 15 martie, dar fiind foarte cald, cum am spus, zi și noapte, varza a crescut foarte repede. Nu ai ce face, trebuie să o uzi în solar, în cub mic, în alveole, nu? Turba se uscă mai repede decât pământul, atunci undeva astăzi nu, dar a doua zi uzi, deci tot la o zi uzi bine și atunci ea, având căldură, crește foarte repede. De aia nu am pentru ce să o mai țin, o mai las o săptămână, aproximativ o săptămână, pentru că aș vrea să încep la plantat de joi, azi e duminică. Mâine vreau să forez niște fântâni și atunci, odată ce am terminat cu fântânile, mai dau o dată cu freza, întind picurările sau plantez și apoi întind picurările, o să văd asta pe parcurs. Încă nu mi-a ajuns picurările, comanda cu picurările și atunci avem, ca dacă vin picurări la timp, pun picurarea prima dată, dacă nu, varză și apoi o să întind. Terminat cam 20 de ari. La final o să fac capătul aici drept, ca să nu mă deranjeze să deschid ușa. Mai am cam tot atâta de făcut. Aici o să bag primele 20.000 de fire de varză. O să am 10.000 rotundă și 10.000 plată aici. Și aici pe parcela asta de aici o să fie tot varză plată. Cum am spus, o să vă arat cum arată răsadul. Mă duc acum spre ultimul solar unde am răsadurile, varza în special. Am și ceva răsaduri de vânzare. Încă un lucru bun, faptul că e vremea asta, că pot să-mi fac loc pentru
pentru răsaduri, să le repic. Momentan doar ce le-am semănat, e timp. Aici în zonă oamenii plantează cam la final de april, în solarii neîncălzite și auzi care pun și mai repede, nu toată lumea în același ăsta, dar în general acolo, la final de april și începutul lui mai, atunci se caută cel mai bine răsadurile. Cum am spus, am scos-o de la căldură, pus-o aici jos. O să mai dureze câteva zile până o plantez. O mai las să se aclimatizeze cu aerul de afară. Avem deja 4 și a 5-a frunză adevărată. Da, deci de aici până aici la plicul ăsta avem varză rotundă de la Syngenta. Iar aici începe prima serie de varză plată. Varză și aici până în capăt. Și varza plată arată bine. După cum poți să vezi, aici deja tulpina prinde o nuanță de culoare spre mov, ceea ce înseamnă că răsadul se călește, adică merge pus, plantat. Are și nevoie de apă. Primele două frunze deja îngălbenesc. Da? Ceea ce înseamnă că răsadul are o maturitate bună. Rădăcinile arată foarte bine. Și aici 4 și a 5-a frunză. Un răsad la 12-15 cm. E bun, nu-l vreau nici prea mare. Îl plantez la plantator. Dacă îl planta la mașină de plantat era altă treabă. Cum e acum, deja riscam la unele să mai ciupească din vârfuri. Foarte reușit. Da, și cum am avut și anul trecut, în solar o să am 1000 de dovlecei. Aici doar ce am semănat, încă nu au reșit, ardei, roșii, vin. Am și ceva coriandru, cimbru, leuștean, busuioc, busuioc roșu acolo, țelină. Și aici sunt tot dovlecei. Dovlecei care la cum merg și la cât e cald, undeva la maxim 15 martie trebuie plantați. Varza asta de la Syngenta foarte, foarte bine germinat. Deci când a fost mică și am putut să văd, la o alveolă de 84 am avut una, 3 celule fără varză germinată, deci foarte, foarte bine. Iar aici salată, am recoltat câteva bucăți de aici. Arată bine salata asta. Am avut și niște probleme cu șoarece, de exemplu aici în zona asta. 4 în rând, 4 acolo, 1 acolo, pe margine, cum se vede lipsă. Și aici. Am terminat ce am avut de făcut, am trecut odată peste tot. Ideea a fost că au germinat deja foarte multe iarbe, buruieni, în special ambrozie, foarte multă ambrozie aici pe terenul ăsta. Am prins și bolovani acum la final. Mai am să fac aici capătul ăsta. Și aici cât e cât să-l îndrept, pentru că e destul de greu să arcul, să întorc de stâlpul ăsta de aici care e jos. În fine, cum am spus, am avut destul de multă iarbă germinată pe teren. Acum nu mai
am unde să vă arăt că deja am trecut peste tot. Cum am spus, ce am făcut astăzi a fost doar să sparg acele bucăți mari de pământ care au rămas de la arătură. Și iarba care o dat, bureana asta să o omor. Apoi o să aplic un complex, cum am spus. Iar pe urmă vom erbicida aici terenul, pentru că e foarte multă bureană, foarte multă ambrozie. Anul trecut la recoltat am avut ce recolta prin ambrozie și trebuie ținută cumva în loc, pentru că nu e deloc benefic să ai burieni în culturi. Iau apa de la plante, nutrienții din sol. Bun. Urmează să tern capătul ăsta aici. Apoi mai am ceva de lucru acolo la răsaduri. Și cam atât pentru azi. Am uitat să menționez aici pe terenul ăsta anul trecut a fost 40 de ari de grâu. Deci aici o să avem varză, ciclu 1 acum, iar apoi târziu în mai și o serie în iunie o să plantez aici vinete și în spate acolo o să vine tot varză, varză de toamnă sau varza de păstrare și în alt loc o să pun varză de toamnă, încă nu sunt sigur. Dar în general cam astea sculpturile care vin aici. Asta ar însemna că ar trebui să facem niște culturi frumoase. Am făcut și anul trecut. Aici varză foarte frumoasă. Vinete foarte frumoase. Anul ăsta o să fie varză aici unde am pregătit varză pe terenul ăsta. Nu știu încă la toamnă dacă aici o să pun varză de toamnă sau varză de păstrare cu recoltare decembrie-ianuarie din câmp. Aici oricum în față știu sigur că vin vinetele. Deja am văzut niște purașuri trecut pe aici, cred că o să-mi dea niște bătăi de cap anul ăsta. Anul trecut n-am avut probleme că am acoperit foarte multă din varză, adică jumătate din varză a fost acoperită cu agril și nu am avut probleme cu ei. Nu știu ce o să fie anul ăsta, dacă e probleme sau ceva, atunci o să înting un gard de rabiți la un metru măcar, să nu am probleme cu ei. Deja au apărut, își fac prezența și ei pe aici. Cam atât pentru astăzi, o să închei videoclipul aici. Eu mai am ceva treabă la răsaduri, vreau să fac niște mutări acolo, să duc ardeii mai aproape de căldură și dovlecei ceva mai în spate. Mai am o serie de varză de vreo 5-6 mii de fire, ceva de genul, care vreau să scot afară și pe aia. Aia e din seria a doua care vine plantată aici. Mai are ceva timp până o să vină plantată. Eu vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip. Nu uitați să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o și până data viitoare vă urez succes în ceea ce faceți.